Dragilor, îmi face o deosebită plăcere să vă prezint mai departe Sfaturi practice pentru profesori. Cartea lui Rudolf Steiner. Este minunată această carte, o recomand cu drag. I-am notat câteva aspecte și anume: predarea este dusă la rang de artă în cazul lui Rudolf Steiner. De acest autor am aflat de la Niculina Gheorghiță, însă, culmea, aveam deja cărți în bibliotecă. Eu nu știam că le am. Ce interesant au funcționat lucrurile. Îmi place gândirea lui. Este extraordinară. E necesar să fie impregnată de un element artistic predarea. Muzică, pictură. Să vă comunic faptul că acest material integral este destinat doar membrilor mei, acelor persoane care au ales să investească în educație, mai exact persoanelor care achită o taxă aferentă secțiunii denumite recenzii ale cărților de educație și de dezvoltare personală. Transformarea activității școlare într-un serviciu divin. Deci noi trebuie să ne considerăm mentor pentru copii. Iată ce interesante sunt stadiile de vârstă și etapele pentru studiu. Noi nu putem să le explicăm unor copii de 9 ani sau chiar de, nu știu câți ani au copiii când fac fizică în clasa 6. Noțiuni de fizică pentru că este împotriva naturii lor, ei nu vor înțelege. Trebuie să respectăm stadiile de vârstă. De exemplu, prima etapă, până la 9 ani, ei trebuie să cunoască muzică, pictură, desen, scris de mână pe baza desenului, adică să pornim de la cuvântul întreg și să mergem la fiecare literă, cititul literelor de tipar pe baza celor de mână, limbi străine, dar evitarea traducerilor. Este necesar să încercăm să gândim și să-i facem să gândească și să reformuleze cuvintele în limba respectivă. Și socotitul. Mergem mai departe la a doua etapă. Până la 12 ani, ei vor învăța gramatică, morfologie, dar exerciții simple, de pildă. Fă ceva! Așa am făcut eu intuitiv.